Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studio sunt domnii Radu Miruță, USR Goj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Miruță. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm și de prezența domnului Gigi Pecingină, PNL Goj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Pecingină. Mulțumesc tare mult că ați acceptat amândoi invitația. Pornim această discuție de la declarația făcută de colegul dumneavoastră, domnul Marcel Romanescu, domnule Pecingină, cea în care spunea că vrea să acționeze în instanță guvernul României din cauza că amână prea mult momentul organizării alegerilor parțiale aici în municipiul Târgu Jiu și sigur în localitățile din țară, acolo unde în momentul acesta există doar primar interimar. Legea îi permite, presupun, să facă acest lucru, vi se pare normal? Pe care a adus în spațiu public domnul Ludovic Orban atunci când a fost prezent la Târgu Jiu și cred că se va acționa, va fi chestiune concentrată la nivel național, pentru că nu mai Târgu Jiu se află în situația asta și PSD-ul se vede clar că le este frică în acest moment să organizeze alegeri sau au alte planuri. Dar în momentul ăsta așa a reieșit că le este frică, cel puțin la nivelul municipiului Târgu Jiu, la modul cum se desfășoară lucrurile acum, arată... Și acțiunea să vină, să plece de aici, de la Gorj, sau să facă de la nivel central? Nu știu, probabil va avea consultări Marcel Romanescu cu liderii de la nivel național și cred că va fi o acțiune concentrată. Spuneți-mi, domnule Miruță, considerați că este musai să se organizeze alegeri în scurt timp aici la Târgu Jiu și în celelalte localități din țară? Mie mi se pare musai ca oamenii să fie reprezentați din poziția de primar de către o persoană care a fost votată ca primar. Sigur că legislația permite pentru un interimat în cazuri excepționale ca unul dintre viceprimari să acceadă în poziția de primar, însă acel viceprimar a provenit din, funcția de viceprimar a provenit din candidatura dumnealui pentru lista de consilieri. Așadar, persoana respectivă care acum ocupă funcția de primar nu a fost votată de către cetățenii municipiului pe o listă de primari. Deci nu mi se pare că ar avea la infinit o legitimitate pentru a reprezenta ca primar. Chiar credeți că le este teamă celor de la PSD să organizeze în acest moment alegeri? Strict personal, opinie personală, eu consider că ei se simt un pic șifonați după gafele acelea cu tentativa ordonanțelor și așa mai departe, din care vizibil au ieșit un pic mai puțin plăcut decât și-au dorit și probabil că așteaptă ca timpul să mai umple, să mai limpezească din... Dar poate în acest timp se comit și greșeli. Asta la nivel național, că la nivel local nu vă mai aduc aminte de gafele pe care le-a făcut vicele cu care îndeplinește atribuțiile de primar momentan, da? Cel cu sancțiunile pe Facebook, coloana cu iluminatul coloanei nu-și asumă nimic. Este tot în beznă, da? Dar e și porecla pe care și-a o poartă și vrea să o transforme în renume pentru că n-a luat măsuri până acum cu iluminatul. Ce se întâmplă în parcul municipal cu parcarea mașinilor, lucruri pe care cetățenii le sesizează și din, nu știu dacă atât este el de slab, eu nu l-am cunoscut pe Aurel Popescu din punct de vedere al managerului, sau este sfătuit atât de prost încât face gafă după gafă și e normal să le fie teamă să organizeze alegeri. Vorbesc de nivel. Nu sunteți un pic cam prea pătimași, domnule Pecingină? Adică... Dați-mi un exemplu unde am greșit și de ce sunt pătimași. Bun, dumneavoastră... Coloana este iluminată? Putați primarului sau viceprimarului cu atribuții de... Nu, de primar. Viceprimar cu atribuții de primar, lucruri pe care le-am moștenit. Este o explicație pe care ar putea o să vă dea. Cu scuzele de rigoare, dacă mai permiteți o secundă, într-adevăr moșteniști lucruri, dar dacă tu, să spunem, persiști în aceleași greșeli, ce putem să spunem despre el? E un manager bun și faptul că nu își asumă nimic, dar absolut nimic, nu este bărbătește să spună, îl trimite pe finul lunașul ca să ne explice cum nu avem nevoie de pub, nu avem nevoie de o coloană luminată, că nu avem nevoie sau avem voie cu parcări în parcul central și tot fel de inepții din astea, mă ierte Dumnezeu. Dacă asta își doresc Târgu Jiu, eu nu cred că asta își doresc. Domnule Miruța. Mie mi se pare că, sigur, sunt oameni care, indiferent de cine conduce municipalitatea, o să existe și nemulțumiri. Asta accept în general. Însă mi se pare de-a dreptul ridicol, dacă nu absurd, faptul că primăria, din punctul meu de vedere, ca primăria să schimbe, să întregească iluminatul din parcul coloanei, mi se pare o situație similară cu schimbarea unui bec în casa noastră de către noi ca persoană. Stai, că nu știți răspuns oficial.
Adrian, că... Tudor mi-a spus că au nevoie de proiect să schimbe becurile. Dar n-au avut nevoie de proiect să spele cu jetul Poarta Sănătului. Și dacă vrem să citim instrucțiunile despre cum să aprinde un chibrit într-o cutie de chibrituri, probabil că citim două pagini, da? Nu despre asta e, nu despre asta consider că e, că e vorba. Adică eu înțeleg și atacuri din astea de la un partid la altul, dar sunt firești. Este campanie electorală. Nu știu dacă sunt firești. Este campanie electorală, deși nu există o dată a alegerilor, sunteți singurii care nu faceți campanie în momentul de față, dumneavoastră ce de la USR. Nu sunt de acord cu dumneavoastră și să vă spun de ce. Sau dacă sunt de acord cu dumneavoastră, înseamnă că campania electorală reprezintă tot ceea ce trebuie să facă partidele pe perioada celor 4 ani. Dumneavoastră constat că nu sancționați sub nicio formă gafele pe care le fac inclusiv colegii dumneavoastră în Consiliul Local. La ce vă referiți? Pe de o parte la soluțiile pentru eliminarea acestor câini de pe străzi, câini comunitari. Deci trebuie să vină PNL-ul cu cei 5 consilieri să le dea soluții când ei stau de 20 de ani conduc și sunt în mare parte aceiași consilieri. Domnul Pecincina, și n-au venit cu nicio soluție. Nu aș vrea să vorbim atât de pătimași. Să nu se înțeleagă de aici că dumneavoastră practic mă puneți în poziția de a lua apărarea celor de la primărie că nu sunt aici. Nu, vă rog frumos să vă... Deci, încă o dată, nimănui nu-i face plăcere să ia apere pe cei de la primărie. Nu, pentru că nu au argumente. Explicați-mi de ce de 20 de ani, având și o lege în vigoare, nu ești în stare să rezolvi problema. Alte orașe mult mai mari au reușit. Și colegii dumneavoastră, și mă refer aici strict la situația dintre... Opoziția trebuie să imediat vă dau cuvântul și vă întreb dacă dumneavoastră cei de la USR sunteți pregătiți acum cu o persoană... Iată ce, vă rog. Dacă 5... Vă face plăcere în mod deosebit să vorbiți despre subiectul ăsta, cum să nu vă las. Mi se pare aberant, pentru că ideea lăsată în spațiu public de PSD, voi sunteți de vină, opoziția. Nu, n-am spus. Nu, dumneavoastră, am precizat. Au spus și de la PSD asta? Ai voștri, au venit cu 3 idei. Au venit cu 3 idei dintr-o... Dar care 3 idei? Că nu știu. Uite, eu chestia asta nu știu. Domnul Bobu, deci în urma dezbaterilor care au avut loc în ședința convocată de către consilierii PNL, domnul Bobu a venit cu aplicarea legii. Deci dacă după 14 zile nu sunt adoptați câinii să fie eutanasiați, Marcel Romanescu cu extinderea paddock-ului și cu o a treia idee era, cred, dacă nu mă înșel, padocuri regionale sau ceva județene. Da. Că sunt zonale. Zonale pentru că sunt mai multe localități. Domnul Berca vorbea despre subiectul ăsta aici în studioul deci noi am propus au venit 3 soluții de la PNL. De la PSD n-am auzit nicio soluție. Stau cu capul în pământ ca astruțul și nu răspund, pentru că le e frică să-și asume una dintre... Păi nu, dar ei consideră că nu există problemă. Nu există problemă. Nu pot genera o soluție la lipsa unui problem. Despre asta vorbeam. Lipsa de responsabilitate. Trebuie să-ți asumi. Nu e totul frumos și nu e totul ok. Trebuie să fim de acord cu lucrul ăsta. Nu există oraș care să nu aibă probleme. Ba câini, ba gabonzi, ba alte probleme care pot apărea, sunt inerente, dar trebuie să-ți și le asumi. Bine, deci dumneavoastră spuneți că nu este nicio problemă că consilierii aceluiași partid vin cu soluții diferite. Adică nu e nicio problemă. Iată, din 5 am venit cu... Diversitate, spuneți dumneavoastră. Da. Și majoritatea păi unii, nu, da, stați puțin. Adică unul spune omorâți, altul spune măriți padocul. Nu, unul spune respectați legea. Bine, unul spune respectați legea și omorâți, altul spune măriți paddock-ul, că nu mai, adică... Dacă unul spune respectați legea și ceilalți spun lucruri diferite de aceea, înseamnă că ceilalți vor... Nerespectarea legii. Păi nu, dar astea sunt chestii... Deci, în urma dezbaterilor care au avut loc acolo în ședință, au spus, domnule, nu putem, ideea cu paddock-ul, ce investiții ar însemna, ce bani trebuie să dăm... Și atunci a venit soluția bună, atunci aplicăm legea care există în vigoare, pentru că s-au căutat înainte să ajungi la aplicarea legii niște soluții. Am înțeles perfect ce spuneați, dar vă atrageam atenția despre faptul că spuneați că sunt 3 idei, dintre care una e cu respectarea legii. Înseamnă că celelalte două cum sunt? Tot cu respectarea legii în vigoare, referitoare la eutanasie. Păi există viață după moarte sau nu? Adică, pe bune, există legal după, din momentul în care spuneți dacă că... Dacă ai posibilitățile materiale, cum sunt în alte... Nu implică altceva. Legea spune clar, după 14 zile, asta înțeleg de la colegii dumneavoastră, recunosc că nu m-am pregătit pe subiectul ăsta și n-am studiat legea. Dacă după cele 14 zile în care nu este adoptat, dacă nu se găsește o soluție pentru animalul respectiv, legea spune că trebuie un eutanasiat. Da. Nu dă portițe, că dacă îi găsești de 20 de ani mâncare... Pentru că sunt foarte mulți, au venit cu aceste soluții. Hai să vedem, avem resursele să mai mărim padocul? Avem resurse să facem un padoc zonal? Este ilegal, domnul Pecincin, înțelegeți? Serios? Că dumneavoastră spuneți că este ilegal dacă se găsesc alte soluții după cele 14 zile.
este soluția finală care se poate adopta. În cazul în care nu ai alte soluții, aplici această soluție. Nu. Nu. Nu? Nu, dumneavoastră, odată spuneți una, odată spuneți alta. Ne învârtim deci într-un cer vicios. Domnul Miruță, puteți ca să... Nu, lăsați-mă să termin. Vă rog, vă ascund. Acum sunteți foarte pasional, vă rog. Sunt pasional așa. Pentru că eu personal, da, și mi-asum ceea ce spun, sunt unul dintre adepții aplicării bine. Legii așa cum este așa. Acum. După 14 deci, zile, da. Dacă mari iubitori de animale care urlă acum așa, și așa. Fac profituri, pe chestia asta, nu reușesc să adopte sau să găsească o altă soluție pentru întreținerea acestor câini, eu nu sunt de acord ca bani de la municipalitate să mai meargă pentru hrănirea acestor câini. Bine. Adus, da? Deci nu se oferă niciun ONG care să... Se oferă poate la... Da, deci nu există. Deci nu există niciun ONG care să vină cu soluții. Deci nu există alte variante, eutanasierea, da? S-a găsit în 20 de ani la Târgu Jiu. Mă bucur că am ajuns la un numitor comun din acest punct de vedere și, practic, colegii dumneavoastră care vor să găsească alte soluții cu încălcarea legii. Nu există încălcarea legii. În domnule Miruță, sunteți pregătiți... Asta e tratarea pe care o dau dumneavoastră și o dau, citiți legea și după aceea... Bine, da, presupun că n-aș citi legea, că nu face un... Nu, m-am interesat despre, în urma, acelui caz nefericit cu fetița de 9 mai, însă e o problemă foarte importantă în toate orașele. Însă mi se pare... un pic deplasat ca toată energia primăriei și toată energia Consiliului Local să se focalizeze doar spre acest subiect. Poate fi tratat cu prioritate maximă în paralel. Suntem în secolul în care lucrurile se fac în paralel dacă vrem să dăm înainte. Am senzația că și pe mediile de socializare, și pe la televiziuni, și prin ziare, după acel eveniment, toată lumea așa din primărie și din Consiliul Local s-a focalizat spre găsirea unei soluții legale, ilegale, cu avantajul unora sau altora, doar pentru acest subiect. Timp în care sunt alte probleme în Târgu Jiu, poate cu repercusiuni mai mari, în urma cărora nimeni nu, nu știu. Aveți un exemplu de astfel problemă? Ați putea fi chiar candidatul celor de la USR? Excludeți varianta asta? Nu exclud vina, nici nu accept nimic. Adică, deocamdată nu suntem în situația în care s-a stabilit un candidat, nu suntem în situația aceasta strict pentru că autoritățile nu au stabilit data alegerilor. Spuneați mai devreme că senzația e că USR nu e în campanie. Campania presupune... Domnul Pecingină, dacă urmăriți conferințe live. Campania e o perioadă premergătoare unui scrutin electoral. Dacă nu s-a stabilit acel scrutin, nu se poate pune problema de campanie. Da. Noi în permanență dăm câte un comunicat de presă care nu prea e preluat. Presa mai e deservită, aservită și așa mai departe. Nu prea e preluat. Noi comunicăm lucrurile astea. Deci trebuie să faceți lucruri în concret. Ca să fiți, adică să nu interpretați ca fiind rea intenție din partea celor din mass. Facem lucruri în concret. S-a discutat în spațiu public despre soluția tehnică referitoare la acoperirea Wi-Fi făcută de către municipalitate. Da. Dar s-a discutat, am văzut că domnul Aurel Popescu a dat un comunicat de presă în care specifica faptul că aceasta e soluția tehnică. Eu cu asta mă ocup, printre altele. Partea mea principală e consultanță în rețele IP. Nu există nicio reglementare, nicio constrângere tehnică în urma căreia să se ceară un număr de telefon a persoanei pentru a avea acces acolo. Asta vă spun garantat că nu există așa ceva. Mai mult decât atât. USR a făcut o propunere, eu am făcut o inițiativă nume propriu, am trimis-o prin scrisoare cu confirmare de primire către primărie. Eu sunt dispus ca pentru o săptămână de zile să fac un training certificat și în mod gratuit cu angajații primăriei Târgu Jiu, cei care se ocupă de partea din asta cât de cât tehnică, în urma căruia angajații primăriei să fie ei în măsură să administreze această mini-rețea. Nu știu cum se face acum, poate că așa se și face. Dar bănuiesc că se face printr-un contract cu o firmă externalizată, bănuiesc că se face pe o sumă de bani mai mare decât piața, bănuiesc că sunt diverse interese atâta timp cât se spunea că... Senzația mea e că ei nici măcar n-au realizat că acea populare a bazei de date cu numere de telefon poate fi utilizată în alte moduri. Ori au realizat și au făcut-o intenționat, nici măcar n-au realizat. Dacă n-au realizat, înseamnă că le-a fost propusă de către o firmă care ia bani pentru asta. Și în situația de față, cetățenii sunt doar marfa. E marfa de tranzacționat. Ei își dau numărul de telefon, acel număr de telefon populează o bază de date, acea bază de date folosită poate de către altcineva. De ce angajații primăriei nu sunt ei în măsură să facă așa ceva? E vorba de, nu știu, cred că sub o treime din norma unui om pentru a face așa ceva. Unui singur angajat. Eu mă ofer să fac acest training gratuit. Cu ocazia asta îi câștigă și, crește nivelul de knowledge, de cunoștințe, fac și treaba local, câștigă poate și mai mulți bani, nu mai există și de asemenea discuții. Toate lucrurile astea le-am propus, n-am primit nici răspuns de la primărie, nici nu s-a preluat în presă de către nimeni așa ceva. Da, interesant. Sunt propuneri. Interesant.
sunt ce răspunde. Mă plimb cu copilul prin parc în fiecare dimineață. Eu încep serviciul la ora 10, ora Belgia, ora 11, ora României. Până la ora 11, mă plimb cu copilul în fiecare dimineață prin parc. Sunt puteți uimit. În timpul acesta să... Nu numai asta, nu, că aia am rezolv ca și timp. Sunt uimit de faptul că văd mașini în parc. Inițial auzeam oamenii spunând și comentând pe mine. Am crezut, domne, sunt poze turcate, era voință. N-am crezut așa ceva. Mă prind constant și constant văd mașini lângă monumente care se vor afi pe lista UNESCO. Vă spun cinstit, mă irită personal situația asta. Mașinile cui? Nu știu ale cui sunt, că eu nu lucrez la matriculări. Poliția locală veghează pe Facebook. Mai confirmați? Ați păi văzut și dumneavoastră? Mașinile cui? Mașinile cui? Dumneavoastră din mass media, Adrian Durlă, a pus chiar ieri mașini și se văd numerele. Am făcut o solicitare pentru... N-ați verificat? Păi nu, curiozitate, adică, să vedeți dacă e vreun șmecher sau... Nu cunosc. Mai de amărât, așa mai nu contează că e șmecher sau că nu e șmecher. Păi nu, dar noi știam că e tupeu de șmecher. Da. Deci nu contează asta. Contează că niște autorități în măsură să interzică acest lucru se fac însă și ele vinovate permițând așa ceva. Nu contează mașina cui e. Nici mașina prefectului nu are voie să intre în parc. Are voie să intre în parc mașini pentru situații de urgență. Deci poliția locală nu-și face treaba. Am cerut la primărie comunicarea sumelor de bani pe care le primește poliția locală din buget. Pe 544? Pe 544. Și vi s-a răspuns? Mi s-a răspuns. Ce vi s-a spus? Mi s-a răspuns cât % reprezintă sumele de bani alocate poliției locale. Dar nu locale. Și suma exactă. Mă, și suma exactă. Da? E mult, puțin? E o sumă pe care vă spun la modul cel mai sincer că nu m-am grăbit să o comentez ca valoare, pentru că nu-mi dau seama atât timp cât să poți să faci, să compari ceva, trebuie să compari cu un sistem de referință. Dar primesc o sumă substanțială de bani. Nu sunt în măsură nici să spun cât de bine sau cât de nebine își fac treaba, însă pentru suma de bani pe care eu o primesc de la cetățeni, pe care eu am transformat-o în ceva palpabil. Știi cât înseamnă? Înseamnă, conform statisticilor și conform unor calcule destul de simple făcute de mine, 258 de lei contribuția unei familii pe an. Deci fiecare familie din Târgu Jiu contribuie cu 258 de lei pentru poliția locală din Târgu Jiu. Pentru această sumă de bani, minimul respect ar fi să se vorbească frumos. Minimul respect ar fi. Eu merg la un parc de la Magnolia să fac cumpărături. De 3 ori în 5 zile, de 3 ori, nu 5 zile consecutive, deci de 3 ori din 5 întâmplări în care am surprins poliția locală, am fost nevoit să intervin din care se vorbea unei doamne de asemenea manieră. Doamne, dacă am greșit, dă-i amendă. Cu respect. Dar poate și doamna era cu IFOS. Să știți că nu se pune problema așa. Doamna nu era cu IFOS. Odată erau doamne cu un copil mic, odată erau doi tineri și odată nu mai țin minte. Era o persoană de vârsta a doua. Dar nu se poate să vorbești urât. Tu nu ești acolo pus ca să vorbești urât și să faci interpretări personale. Pentru 258 de lei pe lună, mie mi se pare că acești oameni ar trebui instruiți și atrași atenția și dacă nu sancționat, cel puțin să vorbească frumos. Foarte interesantă poziția domnului Miruță. Și în poliția locală sunt oameni instruiți care aplică. Sunt convinsă de lucrul acesta. Deci eu nu spun că e universal. Unul pe cinci ne vi se pare puțin 258 de lei. Eu am început să mă gândesc la suma finală. Suma finală nu pot să o compar cu ceva anume și nu mi-am putut da seama. Și atunci am încercat să o transform corect în ceva palpabil pentru mine ca familie. Nu mi se pare. Și conform populației Târgu Jiului, conform faptului că 1,6 rata pentru care, din care populația lucrează în Târgu Jiu, de pe Institutul Național de Statistică, ar însemna că fiecare familie contribuie cu 258 de lei. Asta e chestie palpabilă, mi se pare mult. Da, este o sumă... De la un calcul. Nu sunt foarte convins că n-am studiat legea, dacă nu cumva din ceea ce trebuie să facă poliția locală, o parte din atribuții se suprapun cu cele ale jandarmeriei, ale poliției rutiere, nu sunt convins, nu știu. Au existat reacții și de la poliția rutieră, de la MAI, au existat reacții că se suprapun, se calcă pe picioare. Bine, dacă guvernul a stabilit că asemenea instituție trebuie să existe, nu, legea se acceptă așa cum e. Dar mie mi se pare că sunt locuri de modificat și de lucrat la spațiul acesta liber în care ei vorbesc cu ei și mai mult decât atât nu aplică legea. Domnule Pecingina, aveți dreptate, clar. Rămân cu ea. Rămâne să... poate obține și o reacție din cele spuse de dumneavoastră de la autorități. Așteptăm. Ne așteptăm. Dumneavoastră, vă grăbiți în organizarea alegerilor, dar sunteți siguri că sunteți pregătiți? Nu se grăbește nimeni. Sunteți siguri că Marcel Romanescu este pregătit să intre într-o luptă cu Aurel Popescu și să și câștige? Aurel Popescu e companie, pentru că Aurel Popescu singur eu nu l-am prea văzut. Domnul Pecincin, acum sigur că nici domnul Romanescu poate nu-i singur. Da, dar Marcel poate și domnul singur să ducă o bătălie. Bine. Să vă răspund clar la această întrebare. Exact. Da.
suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere, dar sunt dator cu un răspuns, nu ne grăbim. A respecta legea așa cum și a da legitimitate unui om care conduce și care se intitulează primar, când este viceprimar cu atribuții de primar, nu cred că este bine nici pentru el. Da, cu scuze, da, el când semnează, domnul, nu fiți, sunteți răutăcios. De ce, acolo semnează, asta e problema, că semnează el, auto-intitulează primul. Nu, că nu se auto-intitulează, legea îi permite să facă lucrul ăsta. Știți în ce birou stă Aurel Popescu? Vine lumea la primar, intră la viceprimar, pentru că stă nici măcar în biroul lui Cărciumaru, nu stă, stă în biroul de viceprimar. Vă mai dau un exemplu, o să stăm 4 ani, așa, da, eu un vice care a ales pe listă, putea să fie oricine, care a fost criteriul? Îl luăm pe... după vârstă sau... Exact cum spunea și colegul meu. Credeați că trebuia să-l pună pe domnul Adrian Tudor? Nu, Doamne ferește. Deci, Doamne ferește, la ce cunoștință... Da, care e motivul pentru care ei refuză să organizeze alegeri? Adică știți cum e, atunci când lucrurile sunt atât de... Stați un pic, dar nici nu le interzice. Nici nu le interzice. Bă, bun, dar când cineva întârzie să facă ceva, te gândești ce are de câștigat, are sau nu are. Din moment ce întârzie și... De pierdut, dacă sau poate nu au bani. Poate nu au bani și au cheltuială în plus. Eu nu cred că e momentul în care ei se gândesc la lipsa de fonduri pentru așa ceva. Păi sunt multe orașe și localități, sunt multe localități în țară. Da, dar nici nu i-am auzit dorindu-și așa ceva. Da, asta spune, doamne, ne dorim, ni se pare că suntem într-o legitimă. Asigurarea am primit că vor fi alegeri. Mi se pare că deocamdată suntem un reprezentant nelegitim, avem un reprezentant nelegitim, vrem să facem alegeri, guvernul spune că nu sunt fonduri. E o altă discuție atunci. E nici măcar nu inițiat așa ceva. Nu intră pe lista de priorități. Adică, nu știu, dar... Da, deci știu, dar avem doar promisiuni în momentul acesta. Prin campanie electorală, la emisiuni, nu e că dacă nu e... Dacă viceprimarul era la alegeri pe lista de primar, poate că oamenii votau altceva. Nu poți să... Astea sunt niște jocuri. Nu există buletin de vot pentru viceprimari. Fiindcă legea permite, poți să iei într-o situație cum s-a întâmplat la Târgu Jiu, la Craiova și în alte orașe, dar nu s-o faci permanent. Pe de altă parte, Marcel Romanescu face apel la unitate din partea dreptei. Nu, din partea tinerilor. Am văzut că au fost nominalizați tânăr politician. Dacă vă referiți la postarea lui pe Facebook, da, bă, de ce să nu există unitate? Nu neapărat în campanie electorală, deși noi ne-am dorit și asta. Cât în anumite, în susținerea unor anumitor idei. Da? Cum e, de exemplu, promovarea operelor Drăguși sau respectul față de cetățenii poliției locale. Eu nu cred că vreun tânăr, da, nu ar marșa la o asemenea idee. Asta nu ține de ce partid faci parte. USR, eu ca persoană și din USR și din afara USR. Îmi doresc să mă implic cetățenesc pentru susținerea unor principii. Din calculele politice. Dacă aceste principii sunt susținute și de PSD și de cei mai apligi politicieni anti. Deci, dumneavoastră, dacă este să întrebăm pe cei de la PSD, sunt convinsă că nu spun altceva de cum spuneți dumneavoastră. Asta doar declarativ. Da, dar să nu știu ce se întâmplă. Să manifeste. Da, asta spuneam. Din calculele politice... Mulți nominalizează de Marcel acolo decât Manta și Popa. Din da, îl puneți rău cu partidul, îi faceți rău lui Luis Popa, da. Din calculele politice reiese faptul că cu cât mai mulți candidați pe partea dreaptă, cu atât mai bine pentru Aurel Popescu. Conștientizați același lucru? Nu sunt convins de ceva și vă dau un exemplu relativ recent. Înainte să se facă PDL-ul, PNL avea 20%, PD avea 20%. Pe foaie ar însemna că unitatea celor două partide ar fi însemnat 40%. La alegerea loc am văzut 22%. Deci nu neapărat cumularea vectorială reprezintă... Da, în politică 1 plus 1 nu fac întotdeauna 2. Și în baza 2, 1 plus 1 face 0, da. Adică nu mi se pare neapărat. Noi susținem ideea că noi avem un punct de vedere pe care fie îl preluăm de la alții, fie îl generăm noi. Ne dorim ca cât mai multe persoane să susțină acest punct de vedere, cum de altfel și noi susținem punctul de vedere bun provenit chiar și din partea PSD. Dacă vrei să te declari în slujba cetățeanului, nu e o chestie personală. Da. În slujba cetățeanului susții idei pe care tu le consideri și dorești să se pună în practică, indiferent de partea cui vin. Domnule Pecingină, conștientizați lucrul acesta că... Ce a spus domnul Miruță? Cu cât mai mulți... candidați pe partea dreaptă, cu atât îi scad șansele, deci lui Marcel Romanescu. Situația ideală ar fi să existe pe partea dreaptă un singur candidat sau mai puțin candidat, pentru că, într-adevăr, la o primă privire sau privire de ansamblu, așa ar părea că Aurel Popescu este, dacă va fi Aurel Popescu și când vor fi alegeri. Dar, eu cred că fiecare candidat are șansele. Avem și un... cea mai mare șansă are Marcel Romanescu. Avem un telespectator, bună ziua, vă ascult. Am vrut să vă felicit pentru emisiunea, de asemenea, să vă felicit
general despre problemele din Târgu Jiu, dar totuși poate suntem la o întâlnire comemorativă în memoria lui Marcel Romanescu. Pentru că e ca și cum Marcel Romanescu a murit și discutăm ce ar fi spus el azi dacă ar fi în viață. Legat de accesul auto în parc, există hotărâri de Consiliul Local din 2010 în vigoare care spun că orice vehicul cu motor care intră în parc e amendat cu 500 de lei. Am publicat o anchetă extinsă pe tema asta, am sunat la telefonul cetățeanului, am sunat la dispeceratul poliției locale, în acea zi erau 23 de mașini doar lângă Dolce Vita și nu s-a aplicat nicio amendă. Ieri am văzut alt colega de Andrulă, a găsit și între Piața Mare o mulțime de mașini parcate. Nu este normal. Mai ales că, așa cum spunea domnul Miruță, ne propunem să intrăm în UNESCO cu niște monumente în acelor zonă de protecție, ne permitem să mișunăm cu mașinile. Legat de coloana infinită, cei doi viceprimari continuă să spună spațiu public că au dovedit că în momentul de față monumentul este iluminat conform proiectului. Dar în realitate n-au arătat nimănui acel proiect. Luni este ședința de Consiliul Local, sper că măcar luni să se găsească cel puțin un Consiliul Local care să ceară proiectul. Mie n-au vrut să mi-l arate, motiv pentru care sunt în proces în momentul de față cu primăria Târgu Jiu. Legat de faptul că Aurel Popescu semnează cu titulatura de primar toate documentele oficiale, titulatura de primar apare și pe site-ul primăriei. Eu cred că e o uzurpare de calități oficiale și dacă avem primar, nu mai e nevoie să facem alegeri. Am mai avut un viceprimar cu atribuții de primar la Peștișani, am mai avut altul la Robinari. Niciunul dintre ei nu și-a permis să semneze cu titulatura de primar. Sunt foarte multe persoane și din presă și din mediul politic care au ridicat această problemă și, din păcate, Gheorghe Paraschivu nu s-a autosesizat. Sper să o facă Ciprian Florescu, care înțeleg că va fi numit prefect săptămâna viitoare. Încă un aspect de maxim interes public. Pe 7 martie s-a emis ordonanța de clasare a dosarului penal privind spălarea operelor din piatră. După cum știe domnul avocat pe Cingină, există un termen legal de 20 de zile în care poate fi contestată această ordonanță de clasare. Vreau să vă spun că am cerut doamnei prin procuror la parchetul local să comunice acea ordonanță și am și specificat că intenționez să o contez prin ONG-ul pe care îl conduc și refuză să-mi comunice documentul, motiv pentru care sunt obligat să fac o contestare enormă în statul de drept România. Luni e ultima zi în care eu pot să formulez așa contestație și mie nu mi-a venit actul pe care vreau să-l contest. Și un ultim aspect. În urmă cu două săptămâni i-am cerut domnului Aurel Popescu să-mi comunice și mie calendarul de evenimente culturale aprobat pe anul curs, pentru că avem vreo trei instituții, Centrul Brâncuș, Centrul Național de Promovare Brâncuș și mai avem și Direcția de Evenimente Culturale la Primăria Târgu Jiu, care toate și-au propus să facă evenimente culturale anul ăsta, dar pe niciun site public nu găsim acel eveniment. Astăzi mi-a răspuns Aurel Popescu că are nevoie de 30 de zile ca să-mi comunice calendarul respectiv, deși suntem aproape de jumătatea anului. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Să-i verificați și data, domnul Daju, că poate face acum. Îmi cer scuze, nu v-am auzit. Să-i verificați și data, că poate acum redactează acel calendar. Da, este foarte posibil. Dacă nu are pe lui, nu interesează pe aia Tudor, deci nu se bagă. Da, mulțumim mult de tot pentru intervenție, Narcis Daju. Nu sunt un fan Daju, da? Narcis Daju. M-a criticat de foarte multe ori, dar are un punct de vedere și, uite, chiar o să-mi fac selfie, nu sunt adeptul, la coloană. Deci nu poți să minți cu atâta nerușinare și să ieși cu atâta nerușinare să ne spui că lucrurile sunt ok, lucrurile sunt în ordine. Când toți vedem, e o chestie pe care o percep, nu trebuie să faci... Nu știu. Nu facem teoria chibritului. E vorba despre un monument care e sau nu e iluminat. Corect. Cât timp oricine poate să se plimbe pe lângă el seara și acel monument nu e iluminat. Mi se pare de-a dreptul penibil să spui că e conform proiectului. Dacă proiectul ar fi așa, deși mă îndoiesc pentru că nu e pus la dispoziție, și dacă ar fi, ar avea tot interesul. Ce se crede stat? Ce sunt atât de multe de poziții vis-a-vis de subiectul ăsta, s-a discutat atât de multe, s-au discutat atât de multe, încât sincer nu știu ce a mai rămas de spus. Ascultați-mă, nu sunt foarte multe poziții, sunt două. Poziția
cetățenilor din Târgu Jiu care semnalează lucrul ăsta și poziția celor doi viceprimari care spun lucrurile sunt în regulă. Deci dacă lucrurile sunt eu nu văd ieșiri din partea primăriei spunând, domne, am făcut nu știu câte locuri de muncă, am atras nu știu câți investitori. Cum să nu? N-ați văzut ultimele ieșiri? Scuzați-mă, dar mi se pare că au venit, nu cred că e neapărat meritul primăriei, că au venit acei investitori deocamdată ipotetici care au angajat... Ipotetic. Nu, că am înțeles că am început ce de la fabrica de cablaj, am început o mică activitate acolo. Iar ceilalți francezi care ar vrea, cred că n-au venit atrași neapărat de către autorități. În condițiile în care a fost un reprezentant al guvernului în prim rând, în condițiile în care a fost un guvern PSD, mă rog, pentru o perioadă destul de îndelungată de timp, eu nu mă aștept să facă ce s-a făcut la Cluj. Aș fi absurd, nu vreau să fac autostrada pe la Târgu Jiu, pentru că nu-mi doresc. Ar fi absurd ca asta să consider. Ar fi prea mult să vă doriți. Nu, îmi doresc, dar trebuie să-ți dorești un raport de realitate. Am înțeles. Dar la Târgu Jiu, unde toată lumea spune, domne, că face Consiliul Județean lobby și așa mai departe, vă spun eu, singura atracție pentru investitori e mâna de lucru, din păcate, foarte ieftină la Târgu Jiu, datorită sărăciei. Da, e evident lucrul acesta, adică la fabrica de cablaje, 6.000 și ceva de dosare depuse, de cereri, de înscriere depuse, e evident faptul că avem forță de muncă disponibilă. Investitorii la un asemenea nivel se așteaptă să le faci un pic lobby. Ei poate să aleagă foarte simplu și cu aceeași măsură între Târgu Jiu și un alt oraș asemănător Târgu Jiu. În niciun caz vestul României, adică Târgu Jiu este ofertant din acest punct de vedere, suntem imediat după vecinii. Sunt multe puncte din țară care sunt concurează cu Târgu Jiu. Poate că avem dincolo de... avem avantajul ăsta. Să li se facă un pic lobby, să vină și către ei cineva. Bună ziua, vă ascult. Bună. Da, bună ziua. Bună ziua, invitaților dumneavoastră. Bună ziua. Domnule avocat, din 55 iunie stau în Târgu Jiu. Vă rog frumos, nu mai deranjați pe PSD-ul, domnule. A condus atât de frumos încât trotuarele toate sare glezna de la picioare, străzile sunt ultra-europene, Casa de Cultură e ultra-închisă, coloanele lui Infinitu și operele lui Prepuș a intrat în UNESCO Târâș, toate calea eroilor brici, ce vreți, domnule, cu ei? Ce aveți cu ei? Parcări, deci dau cap în cap șoferii cu mașinile, cu tot, ce vreți cu PSD-ul? Nu-i păcat după 27 de ani să-i deranjăm. Domnule avocat, eu nu sunt Vadim Tudor, dar ce frumos. Am avut ocazia să lucrez la poștă 5 ani și cunosc toate străzile din orașul ăsta, de la ala, de la Bădeni și până la fostul abatorul ăsta. Hai pe ele să vedem care e o stradă europeană în orașul ăsta. Păi hai numai de la piața mare aici și până la Bărsești, îți rup oasele cu mașină. Ce au făcut de toate astea? Le-a făcut pe șezi de odor. Nu mai votăm, nu mai dăm bani. N-avem bani de câini, n-avem bani de fotbal, dar avem bani de insulință, domnule avocat. A fost la mese grele cu 1500 de pensionari, se dăcărnați la 1 decembrie. Păi dumneavoastră, PNL-ul, sunteți de vină că aveți de astea, domnule. Număriți pensii, număriți salarii, tăiați, tăiați tot, domnule. Și pădurile astea, tot, PNL-ul și cu USR-ul și cu toate astea, a distrus România, domnule. Lăsați-i în pace, vă rog frumos. Lăsați-i în pace, domnule. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție, da? Chiar vreau să-l întreb dacă bordurile sunt aceleași din 55 și străzile, că în mare parte, da, construcțiile sunt aceleași, n-am fost în stare nici măcar, administrația care a urmat după Revoluție, n-am fost în stare nici măcar să le, acum se străduiesc, să le vopsească puțin și asta datorită faptului că sunt, se fac izolații. Dar am și o întrebare, de ce sunteți... PNL-ul, de ce nu a putut de-a lungul anilor, domnule Pecingină, să genereze un candidat care să reprezinte varianta la dezastru PSD-ului? Doamnă, un candidat care să genereze, sau un partid care să genereze, pentru că nu au fost multe partide, numai PNL-ul. Arată rău Târgu Jiu, adică înțeleg de la dumneavoastră, trăiesc în Târgu Jiu, sunt unele lucruri care, e adevărat, mă deranjează, spunea și domnul Miruță despre dezordinea din oraș, dar de ce nu ați fost noi capabili să veniți cu o soluție de candidat care să reprezinte, domnule, varianta? Acum avem o soluție foarte bună, zic eu, soluția câștigătoare, da? Nu e mort, cum zicea Dragiu, e chiar viu și e încă de din picioare, da? Ca să-l parafrazezi pe Tudor Cărugu, da. Cântecul popular.
Vreau să vadă doar care sunt dușmanii. Eu n-am spus că e dezordine, am spus că se întâmplă foarte multe lucruri împotriva legii extrem de evidente. Firește, mai sunt firește. Dar eu nu înțeleg bune, nu cum de celelalte partide care critică... Doamne, e adevărat, avem ce critica în Târgu Jiu. Dar mi se pare trist că nu avem variantă. Înțelegeți deci, în ce deci situație ne-ați pus pe noi? Haideți, acum nu o luați așa, adică votați pe ironic, da? Bine, mulțumesc. Adică mă speriasez dacă nu. Eu știu că v-ați votat, de exemplu, pe mine când am candidat și am avut o campanie doar de o lună de puteți să știți asta. Deci am avut o lună de deși a strădat ulterior votul cetățenilor. Bine, bine. Trecem mai departe. Nimeni nu s-a gândit la faptul că un procent extrem de mare din populația Târgu Jiu nu se prezintă la vot. Și de ce nu se prezintă, nu, domnule Miruță, la vot procentul acela mare despre care vorbiți? Eu am venit de la serviciu, lucram în străinătate, am coroborat și cu data alegerilor și pentru alte lucruri am venit. M-am întors mâhnit. Am stat în cabina de vot la limita legii. Efectiv, am luat de pe o parte pe cealaltă toate numele, chiar cunoscute, chiar necunoscute, în speranța că mi-atrage ceva atent. M-am întors, am votat așa. În scârbă. Mi-e rușine să folosesc cuvântul, dar extrem de mâhnit. Mie, pentru o societate, mi se pare extrem de periculos când oamenii se întorc de la vot mâhniți. Dumneavoastră nu mi-ați răspuns la întrebare, domnule Pecingină, de ce nu ați fost capabil să generați un candidat? Să vă răspund și cu riscul de a supăra pe unii. Pentru că PSD-ul a fost atât de puternic încât a controlat inclusiv candidaturile din celelalte partide. Mulți ani de. Domnul Pecingină, împărtășesc într-o parte ideea dumneavoastră, însă gândiți-vă la faptul că 60% din populație nu se prezintă la vot. Ce pentru ce? Că nu există, nu i-a fost pus la dispoziție. Credeți dumneavoastră, bun, din cei 60% un procent sunt foarte comozi, da? Sunt bolnavi, sunt comozi, plouă în ziua respectivă. Dar după aprecierea mea un procent de 7-8% maxim. Restul de 50%, aproximativ 50%, nu merg la vot dintr-o mâhnire. Și ăia care se prezintă la vot ar putea să-și schimbe opțiunea în situația unui candidat. O parte dintre ei ar putea să schimbe opțiunea dacă ar avea de ales o persoană în care să creadă. Atenție, care să creadă. Atenție, deci despre asta vorbim. Deci la noi, și ne raportăm la Târgu Jiu și la România, dacă vreți, în general, lumea e dezamăgită de candidați, de politică în general. După aceea își manifestă spiritul civic ieșind în piață, dar nu participă la vot, la procesul. Pentru că, îți spun, ei nu au ce să aleagă. Nici nu intră în partid sau în jocul ăsta politic, într-adevăr. Mizerabil, până la urmă. De multe ori mă întreb ce caut aici. Dar dacă am intrat și m-am murdărit deja, mi-e greu să mai ies. Și lăsați-vă să-mi termin de. Nu sunt de acord. Partidele politice își scot în ziua votului electoratul. Sunt foarte, foarte puțini cei care participă și ai putea să-i schimbi. Da? Îi schimbi în ăștia 4 ani până la alegeri, prin ceea ce faci, dacă reușești să-i convingi pe oameni și să atragi din electoratul care nu participă la vot prin acțiunile tale și prin modul tău de a gândi și de a face politică. Altfel, vom rămâne, electoratul PSD-ului este cunoscut la nivelul municipiului Târgu Jiu, dacă ne raportăm la Târgu Jiu, sunt foarte bine organizați și scot la vot. Și niciun alt partid, dacă nu reușește să atragă din cei 60% care nu participă la vot, nu va reuși să bată PSD-ul la nivel. Dumneavoastră v-ați întors așa civic mulțumit de la, în urma procesului de alegeri? Și la parlamentare și la alegerile municipale? Da. Ați votat și la senat la parlamentare, v-ați întors sigur mulțumit? Că da. Ce să vă zic, sper să faceți parte din sigur cei 40%. Sigur ați votat cu PNL-ul la senat. Bineînțeles. Eu fac parte din... Am înțeles, da. Oamenilor care nu... Una spun și erau glumă. Fac. Știu. Era o glumă, da. Unii nu era chiar culmea să-mi spuneți nu, n-am votat PSD-ul, PNL-ul la PNL. La Tudor Farfă. Da, eu l-am votat pe Tudor Farfă. Ce se întâmplă în PNL în momentul acesta? Sunt alegeri. Și sunt firești atacurile acestea? Nu sunt firești, dar probabil fac parte din normalitatea dezbaterilor. Înțeleg. Dezbatere în idei, lupta pe proiecte. Când vii deja și spui, doamne, s-au făcut greșeli, Dan Vâlceanu procedează așa, vorbesc de un partid cu ușile închise, vorbesc despre... Doamne, nu poți, adică acum campania electorală s-au trezit că nu înțeleg. Au posibilitatea să candideze, să demonstreze că sunt vocea majorității. Cine e nemulțumit, poate să-și depună mandatul să candideze împotriva lui Vâlceanu. Vor fi luate măsuri în PNL? De ce împotriva celor care fac astfel de declarații? Păi s-au mai luat măsuri cu cei care s-au opus curentului. Ce măsuri s-au luat cu cei care s-au opus? Păi, l-ați sancționat la un moment dat pe, știu că Paraschiv era... Doamnă, eu sunt unul, și uitați-vă bine ce vă spun. Sub greutatea unei pedepse, mai era... Sunt unul dintre cei, sau
primul care am sărit în picioare și am spus în campania electorală că nu sancționăm pe nimeni pentru că avem nevoie de toți soldații, așa privesc eu bătăliile electorale, și nu se sancționează nimeni. Și am luat apărarea Mihai Paraschiv atunci când se propuneau și existau înregistrări pe care le-a dat pentru niște copilării, zic eu, și orgolii personale. Așa e stilul lui, lui Mihai, se manifeste, așa consideră el normal, frustrările și le pune și le afișează public, și, dar nu trebuie să-i sancționăm, că și copiii acasă fac năzbâtii și năzdrăvănii și nu trebuie să le dăm în cap. Ăsta e modul lui de a se manifesta, poate o face cu răutate, poate nu o face cu răutate, ne-am obișnuit, îi știm, dacă se sare calul, există un statut și dacă se statutul se aplică. Candidați? Dar nu e, da, voi candidat. Pentru ce funcție? Nu m-am decis încă, pot să, din câte am înțeles, am înțeles bine, vor termina, când se vor finaliza alegerile, sau mă rog, majoritatea filialului vor face alegeri, voi anunța și eu candidatura, pentru ce funcție voi depune candidatura, pentru că trebuie să recunosc că joc pragmatic și politic și eu, de data asta, voi, dacă voi avea o susținere importantă în rândul partidului, voi depune candidatura. Dacă nu, nu, pentru că una e să-ți dorești și alta e să și poți. Sunt realist. Da. Și încă ceva, eu sunt Gheorghe Pecincea și nu cred că am nevoie de o funcție ca să spun sau să iau apărare sau să fiu un membru marcant al Partidului Național Liberal. Poate că pentru a vă exprima e nevoie să nu aveți nicio funcție, altfel nu, cred că vă obligă etica partidului să vă abțineți. Etica te obligă din momentul în care să vă abțineți de la declarații. Din care devii membru, da? Funcția ție, mă rog, dumneavoastră, în momentul acesta vă puteți exprima și din punct de vedere personal, nu doar oficial ca... Și ca, ca mă rog, reprezentant al Partidului Național Liberal într-o funcție, nu mai am dreptul să mă exprim personal? Vor fi momente în care va trebui să mă exprim și personal. Declarațiile noastre vor fi altfel tratate. Primite, corect. Domnule Miruțe, la dumneavoastră, la USR se organizează alegeri în viitorul apropiat? Da, se organizează la finalul săptămânii viitoare. Candidați? Pentru funcția de președinte, mă gândesc că pentru o funcție în partid veți candida. Știți cum e? Atâta timp cât mă simt reprezentat de către o conducere a partidului, nu ține neapărat să ocupă o anumită funcție. În funcție de colegii care își vor anunța candidatura, dacă dintre ei vor fi persoane pentru care, de care eu mă voi simți reprezentat, nu voi candida. Dacă nu mă voi simți reprezentat, da, mi-am consumat... Vă simțiți reprezentat acum? Și da și nu. Și nu prefer să intru în detalii, din respect pentru toți cei... Deci dumneavoastră spuneți așa, domnule, dacă va candida cineva în cine eu să cred, o persoană în care eu să cred, nu voi mai candida eu. O persoană care mie mi se pare că reprezintă interesele pentru care noi ne-am abandonat, eu când am ajuns acolo nu cunoșteam absolut nicio persoană dintre cele 28 de acum care sunt membre. Nu cunoșteam nicio persoană. Între timp, în urma activităților, în urma schimbului de idei, în urma manifestării... Credeți în proiectul acesta USR? Încă cred. Ce vă poate determina să renunțați la acest crez? În momentul în care se vor demonstra lucruri pe care le-am văzut în politică și în cadrul acestui partid, mă voi retrage pentru că, mă rog, am o viață profesională în care mă ocupă foarte mult timp și de care sunt suficient de mândru. Nu vreau să-mi consum neapărat timp pentru o prostie și pentru o mizerie, cum sunt alte partide din politica românească. În momentul în care mă voi convinge că aceste lucruri se întâmplă și la USR, înseamnă că așa e toată politica și înseamnă că sunt oameni care nu sunt făcuți pentru politică. Sunt unii colegi de-ai dumneavoastră care au început cu gafele. E adevărat, sunt chestii personale. Vă referiți la nivel național, nu? La nivel central, sigur. Da, despre organizația de la Gorj și nu putem spune lucruri foarte multe din moment ce dumneavoastră... E și o organizație crudă, e o organizație care s-a făcut pe repede înainte... destul de tânără, nu mă refer ca medie de vârstă neapărat cât și acolo e tinerețe, cât ca istoric, politic. Deocamdată nu s-a participat decât la un scrutin electoral acel al parlamentarilor, în care s-a făcut filială cu 2-3 săptămâni înainte. Adică nu prea poți să tragi multe... De un concluzii. Congres al USR-ului puteți 12-14 mai, Congres Național la Cluj. Puteți să identificați în momentul acesta... un lider care ar putea să conducă USR-ul spre alegerile din 2020 cu șanse mult mai mari sau rămâneți la opțiunea Nicușor Dan? E o întrebare care s-ar propaga către toate filiale și către toți membrii. Fiecare filială va fi reprezentată acolo de către niște persoane și votul va fi universal. Nu pot, votul meu sau, acelor care vor merge de la Târgu Jiu vor reprezenta o persoană din cele... nu știu, vreo 300 de persoane participante la congres.
Nu pot să vă spun neapărat eu, fiindcă... Îl mai vedeți pe Nicușor Dan pe mai departe, președinte la USR, ca să simplificăm un pic discuția? Mi-e greu să vă răspund. Deci și aveți urme de îndoială. A zice că da. A zice că da. Știți cum e? USR s-a mărit rapid. Astfel, a crescut, cam astfel, a fost frumos. O astfel de creștere exponențială sare peste niște etape. Nicușor Dan e cel care a adus partidul acolo unde este acum, în condițiile în care s-au luat 600.000 de voturi. E o persoană pe care și profesional, de care și profesional mie îmi place, da, a fost olimpic internațional la matematică. Da, știți cum cam toți liderii politici au rezultate bune. Da, Nicușor Dan a avut rezultate bune la primăria Capitalei, unde a candidat. Nu, mă refer profesional, da, profesional. Sunt majoritatea dintre ei, nu cred că a fost vreunul repetent. A fost vreunul repetent? Nu repetent, vorbesc de școală, vorbesc de ce se întâmplă ulterior. Gândiți-vă că aur la Olimpiada Internațională înseamnă unul în lume. Înseamnă... Da, dar știți că de obicei trebuie să ai flair. În politică nu este suficient să te plice la matematică. Adică, sigur, matematica este baza tuturor științelor, dacă este să gândim așa, sau filozofia este baza. Dar e important să te plice la matematică. Ai o gândire strategică și mai departe. Din punctul meu de vedere, lui Nicușor Dan îi sunt aduse laude pentru situația în care a ajuns partidul acum la modul cel mai serios. Ce evoluție va avea partidul pe viitor ține și de membrii care acum îl compun. Puteți face o analiză? Nicușor Dan e... Nu vă permiteți? Nu, chiar nu-mi permit pentru că nu cunosc partidul. Atunci faceți la PNL, dumneavoastră... Nu, dar ce... mă gândeam la calitățile profesionale și, doamne, mă gândeam acum, doamne, ce funcție a avut sau ce a îndeplinit, unde a profesat domnul Tudor, viceprimarul nostru. Și iată un contraexemplu, excepția care întărește regula. Sunt și nu vorbeam de nivelul ăsta. Da, e un nivel mult prea scăzut. Nu mă refer la domnul Adrian Tudor, la nivelul politicienilor din județe. Mă refer la nivel central. Nu trăit decât din politică. Și atunci lucrul ăsta... Stă supărat rău pe domnul Tudor. Nu sunt supărat. Deci, doamne, eu cobor la nivelul ăsta, vorba dumneavoastră. Stați un pic, nu extrapolați. Mie mi se pare extrem de important să ne uităm și la persoanele reprezentative la nivel județean. E o ierarhie. La nivel județean ar trebui să fie o persoană integră și profesională și care a demonstrat ceva în activitatea în carieră, nu neapărat doar la președinte, pentru că lucrurile președintele e o expunere a celor din județe. Cum ce din județe cum e ca să faci politică acum? Eu nu zic că Nicușor Dan nu are aceste calități, dar trebuie să fie un tip carismatic. Așa, dumneavoastră aveți multe capacități în PNL, dar mulțumesc, nu depășesc. Carismatic? Nu mai spune nimeni de... Refer la nivel central. Carismatic, necarismatic sau la 600.000 de voturi? Asta spun. Probabil că are această carismă. Probabil că are calitățile pe care trebuie să le atinge și probabil, da. Despre asta, dumneavoastră, în momentul acesta, Ludovic Orban rămâne varianta de președinte sau pe dumneavoastră vă întreb personal? În momentul ăsta, din ce avem acum afișat, sper să nu rămână numai cei doi. Da, mie îmi place Ludovic din... Nu știu, îmi place mesajul mai clar, mai pertinent, nu e teamă să... Cătălin Predoiu are o problemă de primare, nu că n-ar ști să se exprime, bine, dar nu trece de sticlă. Tonalitate, ca și... Da. Îmi place, să zicem, în momentul de față, Ludovic. Acum depinde și ce, ce propuneri și ce... Suntem la final, stimați invitați. Concluzii foarte interesante în urma acestei emisiuni. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Același cu drag. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Noi ne revedem, ne reauzim luni. Până atunci să aveți un weekend minunat. De luni până vineri, imediat după jurnalul...